Competențe digitale 2015, ziua 1, subiectul 1 roman. Căutați pe web informații despre Ateneul Român. Deschid motorul de căutare Google și tastez cuvintele Ateneul Român. Și dau Enter. Deschid primul link, care este al site-ului Wikipedia. Scrieți pe foaia de examen numărul episoadelor din istoria poporului român reprezentate pe fresca din sala de concerte. După ce studiez puțin informațiile găsite, aflu că în sala de concerte se află 25 de scene reprezentative din istoria României. Deci pe foaia de examen trebuie scris numărul 25. Salvați în directorul curent examen ca pagina web, numai HTML, cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat informația de la punctul A. Pentru a salva această pagină, dăm click dreapta, Save As, mergem în folderul examen, lăsăm numele implicit și la Save as Type alegem Webpage HTML Only. Save. Copiați în fișierul comp.n un paragraf referitor la Ateneul Român. Deschidem fișierul comp.n, care este un fișier Word. Și copiem un paragraf de pe site-ul Wikipedia. Un paragraf despre Ateneul Român. Selectez paragraful, dau click dreapta, copy, merg în fișierul comp.n doc și dau paste. Trebuie să copiez și o imagine din sala de concerte. Tot de pe site-ul găsit, dau click dreapta pe imagine, copy image. Și paste în fișierul doc. Precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat fiecare dintre elementele de conținut menționate. Paragraful l-am copiat de pe site-ul Wikipedia, selectez adresa site-ului, o copiez și paste în fișierul Word. Și am să copiez și adresa imaginii. Click dreapta pe imagine, copy image address. Paste. Salvez fișierul comp.n.docs și îl închid. Închid și site-ul Wikipedia. Și am terminat de rezolvat această cerință. La revedere!